Doamne ajută, iubiți că vincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune în drumă spirituale în care continuăm să facem acțiunea firească a unui smerit învățăcel. Aceea de a asculta și de a învăța. Învățăm împreună. Învățăm împreună despre a nu face nimic spre arătare, sau ca să parafrazăm și să știu eu să fie mai simplu pentru noi de, 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 reținut și poate chiar de a puncta mai profund despre a învăța să facem lucrurile fără de mândrie, aș zice. Tot ce facem să nu le facem pentru a fi văzuți. De asta spun Sfinții Părinți uh, spre arătare. De aici, mândria de fapt, știți? Se poate întâmpla ca între mândrie și acțiune să se interpună și acest obiectiv. Hai să vadă lumea ce fac. După aia să vină mândria. Dar, cum la noi lucrurile sunt destul de grosiere, duhovnicește vorbind, am dus puțin până dincolo de ca să reușim să tăiem cumva din rădăcină asta pentru folosul nostru cuvântul 3 din acest capitol despre a nu face nimic spre arătare de spre, despre a nu face nimic cu mândrie ne spune așa, ziceau despre Ava Arsenie și Ava Teodor din ferme că mai presus de toate amândoi urau slava oamenilor. Deci, Avarsenie nu se grăbea să, întâlnească, să se întâlnească cu cineva, iar Ava Teodor se întâlnea, dar era ca o sabie. Deci ceea ce făceau, lucruri diferite. Da? Arsenie evita cu orice chip să se întâlnească cu cineva. De cele mai multe ori reușea, nu tot timpul, dar nu avea scop și chiar pentru sine se păzea de a dori să se întâlnească cu cineva. Pe când ava teodor din ferme, nu avea o problemă cu a se întâlni sau nu cu cineva. Și neapărat era ca o sabie. Ce spune acest lucru? Cuvântul său era tăios. Adică ca nu cumva lumea să îl caute, tocmai pentru că era blând, tocmai că era bun, că era uh, dulce. Pentru că această dulceață fură foarte mult. Fură și pe om, fură și pe cel dulce la vorbă. De ce? Pentru că s-ar, putea, de cele mai multe așa s-a, s-a întâmplat, de asta și Sfinții Părinți au avut această atitudine. În primul și în primul rând, pentru a nu rămâne într-o zonă de căldicel. Nici cel cu care vorbește, nici sinele. Asta era grija marilor gânditori, marilor simțitori, oamenilor profunzi îți spunea Frank în față, asta da, asta nu, iar restul trebuie să treci tu la treabă. Din mica mea experiență de viață duhovnicească, ca fiu duhovnicesc, am întâlnit tot timpul duhovnici care dacă erai puțin superficial, îi puteai categorisi ca fiind oameni sabie la cuvânt. Părintele Cleopa, părintele Sava, părintele Arsenie Papacioc. Ce da, da, ce nu, nu. Nu adausuri, nu dulcegării, nu croșete din astea acasă. Totul clar și limpede. Însă acest mod și această atitudine folosesc. Mie unii mi-au folosit. Și mă gândesc că, iată, în continuare, vedem și în Pateric cum cei care se întâlneau, că aveau, când aveau de ales, când aveau sau nu o problemă cu a se întâlni, Teodor din ferme, aveau grijă ca nu cumva, Omul să plece nefolosit sau să plece păgubit chiar. Ce se mai poate întâmpla cu o vorbă dulce? Omul să rămână doar cu dulceața vorbei și cu nicio determinare, determinare lăuntrică de a trece la treabă cu sinele. Și se mai poate întâmpla ca pentru dulceața vorbii. cel care ascultă să înceapă să facă un fel de cult al personalității celui care vorbește și să înceapă să-l prețuiască doar pentru dulceața vorbei sale. Care dulceață încântă mintea, încântă inima, le încântă, dar rămâne doar o încântare. Ceea ce este superficial și pentru că este nelucrător, este, deci, și fără de folos. Am auzit și discursuri despre acest subiect care sună cam așa. Da, da. Vezi că oamenii s-ar putea să nu te mai caute sau să nu-l mai caute pe părintele acela aspru că este prea aspru. De regulă, preoții care sunt aspri, nu sunt aspri cu oamenii, cu niciun tip. Sunt aspri cu păcatul, cu patima, cu lipsa de virtute, cu stări ale omului, nu cu omul în sine. Pentru că îl iubește pe om, taie la rădăcină răul și caută să îl trezească. Lucru care pare puțin brutal în sine însă acțiunea de uh, a buruienilor este o acțiune grosieră, grosolană. Fie sapi adânc, iată, și smulgi din rădăcină, fie măcar tai de la rădăcină, faci cumva și ai, iată, o acțiune destul de, de drastică, dar care rodește, rodește faptul că desțelenești și dai la o parte mizeria. În momentul în care ai să obăzești și mizeria, ai să... E, e bine așa, dar trebuie așa. dulcețurile de genul acesta sunt bune doar pentru copiii mici. Dacă omul se simte duhovnicește vorbind încă un copil mic, atunci de aceea din această stare de copil mic, simte încă nevoia unei dulceții. Da. Ce să mai spunem despre faptul că iată marele arsenie din pateric, că mari arsenie au mai fost și după aceea, cel din pateric nu dorea să se întâlnească cu nimeni. De ce fugea de întâlnirea cu oameni care poate chiar aveau nevoie de el? Pentru că avea dulceață la vorbă, pentru că avea profunzime, pentru că avea înțelepciune. Lucruri care se pot spune la fel și despre Teodor din ferme. Însă modul nu era atât de tăios, motiv pentru care lumea începuse să aibă un pic de prea mare prețuire pentru Arsenie. Nu pentru cuvântul lui Hristos din gura lui Arsenie. În schimb, la Teodor din ferme se vedea clar tăișul sabiei cuvintelor lui, dar se înțelegea că nu erau nici măcar acelea ale lui, ci erau doar ale lui Dumnezeu. Așadar, dacă am avea mândri, dacă am avea dorința de a fi arătați, de a fi edificați de lume, atunci și facem lucrurile acestea doar pentru a fi văzut sau pentru a, a, fi la arătare, atunci nu facem nimic. Ceea ce credem noi că facem rămâne, devine nimic. Dar dacă facem cu dragoste de om, fără pic de mândrie și lucrurile clare, ce este da, da, ce este nu, nu, chiar cu riscul de a deranja, Asta e. Dar, după deranj, ce rămâne? Poate o trezire, patru determinare la untrică de a schimba ceva, de a face lucrurile mai bine. Atunci ar fi de folos. Nu încheie emisiunea, dar să ne fie de folos. Da. Cuvântul 4. Era un bătrân la schit cu numele Daniel, și acesta avea un ucenic. Împreună cu acesta a locuit puțin timp un frate pe nume Sergie, care a adormit în domnul. După sfârșitul fratelui Sergie, Ava Danil i-a dat îndrăznire ucenicului față de el, căci îl iubea. Ce vrea să spună cu acest? această exprimare. I-a dat îndrăznire, avem lămurire în subsol, în ciuda stângă ci ei, am păstrat echivalentul românesc al originalului paresia, paresia, din greacă, pentru că este vorba despre un substantiv folosit mult, de fapt, ca un termen tehnic și în literatura biblică, și în cea bisericească de mai târziu, mai ales cu trimitere la îndrăzneala față de Dumnezeu. Sau îndrăzneala ucenicilor față de, bă de bătrâni, de părinți și de învățătorilor, Întru care avem, prin credința în El, îndrăzneală și apropiere de Dumnezeu cu deplină în credințare, spunea Sfântul Apostol Pavel către Efeseni în capitolul 3. Și acum, copii, rămâneți întru el ca să avem îndrăzneală când se va arăta și să nu ne rușinăm de el la venirea lui. Un alt apostol și evanghelist scria către soborul bisericii în prima sa epistolă, Ioan, în capitolul 2 și tot el în capitolul 3 zice iubiților dacă inima voastră nu ne osândește avem îndrăznire către Dumnezeu sau un sfânt părinte unde este sfințenia este și îndrăzneală multă ne asigura despre aceasta sfântul Ioan Gurădeau. Deci. Ava Daniel i-a dat un, o astfel de îndrăznire ucenicului față de el, motivul căci îl, căci îl iubea. Într-una din zile, bătrânul l-a dat pe ucenicul său și au plecat în Alexandria. L-au luat pe ucenicul său și au plecat în Alexandria. Căci era obiceiul ca egumenul schitului să meargă la papă la Marea Sărbătoare. Adică, iată, Daniel fiind egumen de Marea Sărbătoare, de Paști, mergea, iată, la întâi locului, papă. Arhiepiscopul Alexandriei avea acest titlu pe care istorii vorbind și astăzi întâi scaunului ortodoxilor din Alexandria îl păstrează și astăzi. Papă al, întregului, al Egiptului și al întregii Africi, dacă nu mă înșel. Și au ajuns în cetate pe la ceasul al 11-lea din zi. Asta înseamnă cumva pe la 5 după amiaza. Și cum mergeau pe drum, au văzut un frate gol care avea agățat de mijlocul lui un vas mic de ulei sau apă. Fratele acela se prefăcea nebun și împreună cu el erau alți nebuni. În viața bisericească sunt cunoscuți nebunii pentru Hristos. Erau sfinți care făceau pe nemintoșii, pe nebunii. În felul acesta erau bagiocoriți de lume, fugeau de slava lumească și când se arătau pe ei înșiși, urmăreau în alta smerire ca să câștige desăvârșirea. Cei mai cunoscuți nebuni ai bisericii sunt Simeon, Andrei, și Sava cel tânăr, chiar care poartă această conumire de nebun pentru Hristos. Simeon cel nebun pentru Hristos, Andrei cel nebun pentru Hristos, Sava cel tânăr, cel nebun pentru Hristos. Ei, fratele acesta ce se prefăcea nebun și împreună cu el erau, iată, alți mulți nebuni. Și fratele se învârtea ca un nebun și striga și fura lucrurile din piață și le dădea celorlalți nebuni. Numele lui era Marcu de la Hipodrom, căci Hipodromul este un loc public. Acolo Marcu nebunul făcea o sută de numii pe zi. Ce înseamnă numia? Este monedă mică din aramă sau argint din, în uz la dorienii din Sicilia și în Italia de jos. Ei, acesta făcea 100 de numii pe zi și tot acolo le și cheltuia. Acolo și dormea pe trepte. Din cele 100 de numii cumpăra pentru sine hrană de 12 numii, și pe celelalte le dădea celorlalți nebuni. Toată cetatea cunoștea pe Marcul, Marcul de la Hipodrom, din pricina nebuniei lui. A zis deci bătrânul ucenicului său, du-te să vezi unde stă nebunul acela. Iar ucenicul plecând a întrebat și a zis, la hipodrom, căci este nebun. După ce l-a întâlnit pe papă, a doua zi, bătrânul din economia lui Dumnezeu a găsit pe marcul nebunul la terapilul cel mare. Biserică în Alexandria, unde se credea că au fost înmormântate moaștele profetului Ieremia al Ierusalimului. Minunile lui Cir și Ioan, acolo întâlnim despre el. Și grăbindu-se bătrânul l-a prins de mână și a început să strige zicând: "Bărbați alexandrini, ajutați-mă!" iar nebunul îl bagiocorea pe bătrân. Și s-a adunat mulțime mult în jurul lor, iar ucenicul lui, cuprins fiind de frică, stătea departe. Și toți ziceau bătrânului: "Nu te pune cu el, că ce este nebun." A zis lor bătrânul: voi sunteți nebuni. Astăzi nu am aflat om în cetatea aceasta în afară de el. Au ajuns acolo și clericii bisericii care cunoșteau pe bătrân și au zis, ce ți-au făcut ție nebunul acesta? A zis lor bătrânul, luați-l și duceți-mi la papa. Și l-au luat. Și i-a zis bătrânul către papa astăzi, în cetatea aceasta, Vasca acesta nu este altul. Iar papa, cunoscând că de la Dumnezeu a fost înștiințat bătrânul despre aceasta, s-a aruncat pe sine la picioarele nebunului și a început să-i ceară cu stăruință să le descopere cine este. Iar acela, venindu-și în sine, a mărturisit, zicând: Era monah și am fost stăpânit de diavolul desfrâului, 15 ani. Și venindu-mi în fire am zis, Marcule, 15 ani ai slujit vrăjmașului, vino și slujește la fel lui Hristos. Și plecând am ajuns la Pemptos, unde am rămas 8 ani. Și după cei 8 ani am zis în sine mea, vino și intră în cetate și făte pe tine de bun alți opt ani. Și iată, astăzi se împlinesc cei opt ani de nebun. Și-au plâns împreună toți. Și în seara aceea, Marcu a dormit la episcopie cu bătrânul. Și când s-a făcut ziua, a zis bătrânul ucenicului său, frate, strigă pe Ava Marcu ca să ne facă rugăciune să plecăm la chilia noastră. Și plecând, fratele l-a găsit pe el, a dormit în Domnul. Și venind, a vestit bătrânului că Ava Marcu s-a sfârșit. Iar bătrânul a vestit papei și papa comandantului de oști și acela poruncit să încredințeze lucrul în ziua, să înceteze lucrul în ziua aceea încetate. Și bătrânul a trimis pe ucenicul lui la când bateți toaca și adunați pe părinți și spuneți-le, veniți să fiți binecuvântați de către bătrânul, și s-a dus tot schitul purtând haine albe și ramuri de finic. La fel și cei din Enaton, de la Chilii și din muntele Nitriei și din toate lavrele din Ținutul Alexandriei, încât vreme de cinci zile moaștele nu au fost îngropate, ci au fost nevoițele ungă cu smirnă, să ungă cu, cu smirnă smirna moaștele fericitului Marcu. Smirna, știm, sau nu, învățăm, este un clei de rășină dintr-un pom din Arabia, un fel de salcâm pe care îl foloseau pentru păstrarea proviziei sau pentru îmbălsămarea morților. Moaștele fericitului Marcu, deci, au fost cinci zile unse cu ulei de smirna. Și toată cetatea, cu ramuri și cu lumânări și udând pământul cu lacrimi, au purtat moaștele fericitului Marcu, nebunul, slăvind și lăudând pe Dumnezeul cel iubitor de oameni, care dă atâta har și slavă celor care îl iubesc pe el, și acum în vecii vecilor. Amin. Căința lui, a lui Marcu, n-a fost făcută spre, arata, spre arătare. A îngropat-o cât a putut de bine sub mantia nebuniei. Dacă am fost atenți, am văzut că toată această nebunie avea și un alt, o altă cunună. Cununa slujirii celorlalți. Câștiga 100 de monede. Din ce? Din cerșit, din ce făcea el pe acolo. 12 dintr-o sută, 12% folosea, iar dacă facem matematică, 88% de de celorlalți. Nu 10% dădea. Nu jumătate dădea. Aproape tot. 88%. Restul doar pentru stricta lui necesitate. Și vedem că toate acestea le făcea din iubire pentru ceilalți, dar sub semnul nebuniei. Nimeni nu prețuia prea mult ceea ce făcea nebunul. Știți? Însă avea, iată, o taină a sufletului, pe care dacă nimeni nu o cunoștea sau n-ar fi cunoscut-o, nimeni nu se folosea sau nu avea să se folosească. Și atunci Dumnezeu care îi preamărește pe sfinți, cunoscându-l, n-a lăsat o astfel de lumină sub obrocul smereniei și al nebuniei. Pentru că Lumina lui Hristos. Luminează tuturor. Luminare de care Hristos, întâi de toate, are grijă. De aceea, iată, și nu în orice zi, în o zi de Paște, l-a trimis pe Ava la Ierusalim, pe Ava Daniel, ca prin Ava Daniel să-l descopere. Să-l descopere lumii, dar și să îl facă să conștientizeze, să puncteze bine pe Marcu, l-a făcut să puncteze bine în minte și în sufletul său, că iată Dumnezeu a primit căința lui. A primit căința și l-a iertat. A fost o mărturisire a păcatului pe care l-a făcut. Atunci încoace nu mai făcuse vreun alt păcat. Și am văzut că, iată, la praznicul Paștilor, a fost descoperit, a luminat lumea și s-a născut într-un părăție cerurilor. Așa face Dumnezeu cu Sfinții Săi. Îi știe și nu îi lasă sub obroc. Foarte important. Vezi, dacă e ceva bun într-un noi, cu adevărat bun, are Dumnezeu grijă să scoată la iveală și să folosească acel bun pentru, și pentru ceilalți. Iar dacă noi vrem neapărat să scoatem la iveală, că vrem noi, doar că vrem noi, atunci e o problemă. să fie toate în voia lui Dumnezeu. Într-o zmerenie, într-o tăiere a voi. Și atunci așa le face Dumnezeu. Lucrează prin fiecare dintre noi. Să ne ferească Dumnezeu a nu fi într-o câtva mai mult sau mai puțin după talanții pe care Dumnezeu ne-a dat fiecăruia unealtă de bun lucru a lui Dumnezeu în lume. Ava Danil de la Schit a mers cu un ucenic al lui în Tebaida de sus la pomenirea Avei Apollo. Și au ieșit toți părinții de la depărtare ca de șapte mile în întâmpinarea lui. Și erau, se adunase de ca la cinci mii. Și se vedeau ei căzuți la picioare, căzuți cu picioarele pe nisip, ca niște cete de îngeri care primeau cu frică pe Hristos. Căci unii dintre ei așternau hainele lor în fața lui, iar alții fesurile lor și se vedeau lacrimi vrăsate ca, ca ieșind dintr-un izvor. Și ieșind în fața Arhimandritului, Așa se mai numea egumenul, drept conducător al mandrei, adică al stânei sau al curții. S-au închinat de șapte ori înainte de a se apropia de bătrân și îmbrățișându-se unul pe altul s-au așezat. Apoi la să audă cuvânt de la el. Căci nu vorbeau ușor cuiva. Deci, cum stăteau în afară din mănăstiri, pe nisip, pentru că nu încăpeau în biserică, a zis Ava Danil, ucenicul lui său, scrie: Dacă vreți să vă mântuiți, căutați neagonisirea și tăcerea căci de aceste două virtuți atârnă toată viața monahului, călugărului, tăcerea și neagonisirea. Și ucenicul lui a dat unuia dintre frați cele scrise și acela le-a tălmăcit în limba egipteană. Și cum le-a citit părinților, au plâns toți și îl petreceau pe bătrân, căci nimeni nu îndrăznea să-i spună arată dragoste și rămâi. Și intrând în Hermopole, Hermopole, pardon, Hermopole cea mare era capitala districtului Hermopolit egiptean, la granițele Tebaidei. Asta se numește Asmunein. Asmunein. A zis ucenicului său și intrând în această cetate, a zis sucenicului, mergi și bate la mănăstirea aceea de maici și spune stareței că sunt aici, că era acolo o mănăstire de maici care se chema a Sfântului Ieremia și locuiau acolo ca la 300 de surori. A plecat ucenicul și a bătut la poartă și i-a zis portărița cu un glas subțire. Să te mântuiești, bine ai venit! ce poruncești? Și a zis el, cheamă pe Ama, pe Arhimandrită, căci vreau să-i vorbesc. Iar ea a zis, nu se întâlnește niciodată cu nimeni, dar spune mie ce poruncești și eu îi voi spune ei. Iar el a zis, spune că un monah vrea să-i vorbească, iar ea plecând i-a spus. Și venind stareța, a zis cu voce subțire fratelui, Ama a trimis să întrebe ce poruncești și fratele a zis: Să arătați dragoste și să dormim aici eu și un bătrân, că ce este seară și să nu cumva să ne mănânce fiarele sălbatice. A zis lui Ama: Niciodată nu a intrat aici un bărbat. Vă este mai de folos să vă mănânce fiarele de afară decât cele din lăuntru. A zis fratele: Ava Daniel este de la schit. Iar ea auzind a deschis larg cele două porți și a ieșit alergând. La fel și toată obștea și au așezat hainele lor de la poartă până jos unde era bătrânul și se tărau în jurul picioarelor lui și sărutau tălpile. Și după ce au intrat înăuntru în mănăstire, stareța a adus un lighean mare și l-a umplut cu apă călduță și plante și surorile s-au așezat în două cete și spălau picioarele bătrânului și ale ucenicului lui. Și luând o cană, a venit lângă surori și lua apă din lighean și turna pe capul lor, apoi a turnat pe trupul și pe capul ei și le vedeai pe toate ca pietrele nemișcate, fără grai. Și la un sunet ca de clopoțel, răspundeau toate odată și mișcarea lor aceasta era îngerească. A zis deci bătrânul stareței, își arată evlavia față de noi sau așa sunt totdeauna surorile? I-a zis, totdeauna sunt așa la tale, stăpâne, roagă-te deci pentru ele. A zis bătrânul, spune ucenicului meu că se poartă spune ucenicului meu că se poartă cu mine ca un got got a să citi barbar una dintre surori dormea întinsă în curtea din mijloc zdrențuită și peticită și a zis bătrânul, cine este aceasta care doarme? I-a zis lui una dintre surori, este o bețivă și nu știu ce să facem cu ea. Să o scoatem afară din mănăstire, ne temem de judecată. Și dacă o lăsăm, smintește surorile. Iar bătrânul a zis ucenicului, ia ligianul și toarnă apa peste ea. Iar el făcând așa, s-a ridicat sora ca din beție. Și ama a zis, Stăpâne, mereu este așa. Și luând stareța pe bătrân, l-a dus pe el la trapeze și a făcut cină surorilor zicând, Binecuvintează pe roabele tale, stăpâne, ca să mănânce înaintea ta, iar el le-a binecuvântat. Și ea și a doua în iar ea și a doua în ordine, numai ele stăteau cu el. Și au dat bătrânului o farfurie, având în ea fierturi și legume crude și curmale și apă. Iar ucenicului lui i-au dat linte fiartă, puțină pâine și eucrat, băutură preparată din piper, chimen și anason fierbinte. Surorilor, însă le-a dat mâncare din belșug, pește și vin și au mâncat tare bine și nu au vorbit nimic. După ce s-au ridicat ei de la masă, bătrânul a zis stareței, Ce este aceasta ce ai făcut? Căci noi nu trebuia să mâncăm bine, dar ați mâncat voi cele bune. Că noi trebuia să mâncăm bine, dar voi ați mâncat voi cele bune. I-a zis lui Ama, tu ești monah și ți-am dat mâncare de monah. Și ucenicul lui tău este ucenic de monah și am dat mâncare de ucenic de monah. Iar noi suntem începătoare și am mâncat mâncare de începătoare. A zis ei bătrânul, să fie pomenită iubirea voastră. Cu adevărat ne-am folosit după ce au plecat ei să se odihnească, a zis Ava Danil, ucenicului său, mergi și vezi unde doarme bețiva care stătea întinsă în mijlocul curții. Și a mers și a văzut. Și a venit și i-a zis că doarme lângă umblătoare. Și a zis bătrânul ucenicului, ucenicului său, rămâi treaz împreună cu mine noaptea aceasta. Și când s-au culcat toate surorile, bătrânul a luat pe ucenicul său și s-au dus în spatele un, unei unui perete și vedeau pe bețivă cum se ridica și înălța mâinile sale la cer și lacrimile ei curgeau ca un râu. Și buzele ei se mișcau și făcea zicând, mă, căzând și ridicându-se de la pământ. Iar când simțea că una din surori ieșea la nevoile sale, se arunca la pământ horcăind. Așa petrecea toate zilele ei. A zis, deci, bătrânul ucenicului său, cheamă în taină pe stareță. Și plecând a chemat pe stareță și pe a doua în cinste, după și toată noaptea s-a uitat la cele ce făcea bețiva. Iar stareța a început să plângă zicând, o, cât de mult rău i-am făcut. Și când a bătut toaca, s-a răspândit ca un vuiet vorba despre aceasta în toată obștea. Iar aceea a simțit și s-a dus pe furiș unde dormea bătrânul, a furat oiagul lui și mantaua și a deschis pe nesimțite poarta mănăstirii și a scris o însemnare pe care a lăsat-o la încuietoarea ușii pe care zicea rugați-vă pentru mine și iertați-mă dacă v-am greșit cu ceva. Și s-a făcut nevăzută. Și când s-a făcut ziua, au căutat-o și nu au mai găsit-o. Și s-au dus la poartă și au găsit poarta deschisă și însemnarea scrisă. Și s-a făcut plânset mare în mănăstire. Iar bătrânul a zis: Eu pentru aceasta am venit aici. Căci astfel de bețivi, iubește Dumnezeu. Și toată obștea s-a mărturisit la bătrân despre ce au făcut ei. Și făcând bătrânul rugăciune pentru surori, au plecat la chilia lor, slăvind și mulțumind lui Dumnezeu, singurul care cunoaște câți robi ascunși are. Un nebun și o nebună. Toți cu amândoi cu virtuți mari, cu căință adâncă, dar care doreau ca a lor stare să nu fie băzută și pentru aceasta să fie în vreun fel sau altul furați de mândrie. Să nu ajungă să fie cinstiți pentru aceste stări profunde, autentice. Oftezi când te gândești, comparându-te cu ei, cât de departe suntem, cât de departe suntem de ceea ce trebuie să fim. Da. Este drept că vorbim de călugări. Însă noi, oamenii din lume, mirenii, am putea fi așa? de putut se poate orice. Și au fost și situații de oameni și în lume care s-au arătat a fi nebuni. Și în taină erau nebuni pentru Hristos. Nu făceau nimănui nimic rău, din contră pe toți iubindu-i se rugau pentru ei. Însă, noi în lume, într-o nebunie pentru Hristos, Căutăm să facem tot ce avem de făcut cu luarea minte. Fără de mândrie. Adică să fim cu luarea minte la tot ce trebuie să facem și fără să ne muștem vreun fel mândria. Fără să ne arătăm. Dacă e văzut bine, dacă nu e văzut iară bine, nu ne interesează dacă am fost observați, dacă am fost lăudați pentru ceea ce am făcut. Pentru că arătarea ca motiv sau, ca rezultat al acțiunilor, stric acțiunile. Adică fac ca să fie arătat, fac ca să fie văzut, dacă ăsta e scopul acțiunii, s-a terminat cu acțiunea mea. Sau fac și rezultatul este că a fost văzut și apreciat, iarăși la Hristos nu mai are valoare. De ce? Pentru că omul astfel și-a primit răsplata cele bune le-ai primit de aici pentru că și asta e vrut cunosc pe cineva care i s-a spus de către formatorul său duhovnicesc suprem să nu faci cu tare lucru că îl faci cu mândrie a văzut a către mândrie. Și a spus să, atenție la imperativ foarte important. Să nu faci că îl faci cu mândrie. Lucrul în sine, despre care vorbea formatorul, El este bine de făcut. Dar pentru că îl făcea cu mândrie, îl strica. Și acum, tânărul care a primit acest cuvânt, să nu-l faci, că-l faci cu mândrie, ce să facă? Dacă va trebui totuși să facă acel lucru, să țină minte ce i s-a spus și să pună în aplicare, măcar să-l facă cu smerenie, ca să-l facă de folos. Să nu aibă mândria când face, că altfel este urăciune pe fața pământului altfel se nimicește și pe sine și poate și pe mulți alții. Să luăm aminte să ne fie de folos. Doamne ajută iubiți credincioși!